eu sunt Amina, bine ați venit pe canalul meu. În clipul de astăzi o să vă arăt rutina mea de aplicare autobronzant instant. O să vă arăt exact tot ceea ce fac ca să reușesc să am un bronz uniform, rapid și fără să merg la solar. E foarte important, înainte să aplicăm autobronzantul, să ne pregătim pielea în mod corespunzător. În decursul anilor, folosind autobronzant atât de des, cel puțin o dată pe săptămână, poate vara folosesc mai rar pentru că sunt bronzată și de la soare și nu îl aplic poate numai de două ori pe lună, dar iarna, în fiecare săptămână, cel puțin o dată îmi aplic autobronzant. Ei, și folosind de prin 2013 folosesc autobronzant atât de des. Și în toți anii ăștia mi-am dat seama că e mai bine să-mi pregătesc pielea cu o zi înainte de aplicarea autobronzantului, nu imediat cu o oră înainte de aplicare, cum făceam până nu demult. Foarte important ca înainte de aplicarea autobronzantului să ne pregătim pielea corespunzător, și anume să exfoliem pielea ca să ne asigurăm că am înlăturat toată pielea moartă și autobronzantul nu se va fixa cu pete, sau în cazul în care am avut autobronzant aplicat anterior, să ne asigurăm că îndepărtăm tot acel autobronzant vechi și vom avea pe piele doar autobronzantul nou. În ultimii ani mi-am dat seama că e mai bine să-mi exfoliez pielea și să mă epilez cu o zi înainte de aplicarea autobronzantului, sau, de exemplu, dacă aplic autobronzantul seara, să mă epilez și să-mi exfoliez dimineața, ca în orele ce trec de dimineața până seara, porii mei vor avea timp să se închidă și bronzul meu va fi uniform, fără să-mi intre în pori și să am punctulețe maro de bronz pe picioare. Lucru pe care am început să-l fac în ultimul an a fost să-mi hidratez pielea cu ore, cel puțin 4 ore înainte de aplicarea autobronzantului. Am văzut că pielea mea, dacă se simte așa uscată la atingere, autobronzantul parcă e absorbit mai puternic de pielea mea și bronzul arată mult mai intens. Decât atunci când mă hidratam cu jumătate de oră înainte de aplicarea autobronzantului. Deci asta iar e foarte important, însă puteți să vă aplicați cremă hidratantă doar pe zonele mega uscate, gen pe coate, pe încheieturile mâinilor, pe dosul palmelor și pe genunchi. Okay. Și acum trecem în sfârșit la aplicarea autobronzantului. Acum folosesc autobronzantul instant de la Loving Tan în nuanța Ultra Dark, arată așa. Sticla este de 120 de ml. Mi-am luat și această cremă bronzantă cu sclipici, tot ultra dark. Este o cremă, o să vedeți, care și bronzează, dar are și particule sclipitoare în ea și bronzează instant, dar aceasta se duce odată cu dușul. De asta îmi place să o aplic în general seara, când ies în oraș, la ocazii sau la evenimente speciale, gen nunți, petreceri. Despre asta vorbim în clipul acesta. Chestia asta face toată magia. O aplic seara, o las să acționeze pe durata nopții, iar dimineața fac un duș ca să îndepărtez stratul protector, iar apoi bronzul este uniform, intens și de durată. Eu îmi hidratez pielea cu cremă în fiecare zi și astfel reușesc să mențin bronzul pentru o săptămână, 10 zile, însă sunt maniacă cu bronzul și iarna îl aplic cam la 7 zile, reaplic. Eu folosesc nuanța ultra dark, dar sunt și nuanțe mai deschise. Poate dacă voi sunteți persoane cu un ten mai deschis, foarte alb, vă recomand să încercați poate nuanțe mai deschise, mai ales dacă sunteți începători la aplicarea autobronzantului, pentru că aplicarea autobronzantului instant e foarte diferită de aplicarea autobronzantului acela gradual pe care îl aplici și bronzul se intensifică cu fiecare zi care trece. Deci asta este un autobronzant instant. Cum ai aplicat, o să vedeți în secvențele care urmează. Cum am aplicat autobronzantul, sunt super, super neagră și închisă la culoare. Las autobronzantul pe piele să acționeze, iar apoi dimineața înlătur stratul de protecție. De ce repet chestia asta cu înlăturatul stratului de protecție? Pentru că e foarte important ca după ce l-am aplicat, e foarte important că după ce am aplicat autobronzantul să ne ferim de contactul cu apa. De asta eu aplic autobronzantul seara, pentru că mă pun să dorm și nu risc să merg din greșeală și să mă pun să spăl vase sau să spăl nu știu ce prin casă și să ajungă picurii de apă pe corp. Ok, deci spuma aceasta pe pielea uscată, dar hidratată și pregătită anterior, după cum am spus, o aplic pe această mănușă, este tot Loving Tan, este o mănușă specială pentru aplicarea autobronzantului.
cu ajutorul acestei mănuși pot să aplic foarte fain și uniform bronzul pe piele și e foarte important pentru că e special concepută pentru așa ceva și nu trece autobronzantul să ne păteze mâinile, deci exclus să aplicăm autobronzantele instante fără mănușă. Dacă vă hotărâți să comandați spuma aceasta autobronzantă de la Loving Tan, puteți să folosiți codul Amina ca să primiți o mănușă de aplicare gratuită pe lovingtan.com. Totodată o ustensilă super importantă este o mănușă bună pentru îndepărtarea autobronzantului și eu am pe aceasta de la, tot de la Loving Tan. Și chestia cea mai nouă pe care o am de la Loving Tan este acest aplicator. L-am folosit doar o dată. Este special pentru aplicarea autobronzantului pe spate. Așa. Ce îmi place foarte mult la autobronzantul acesta de la Loving Tan, că nu miroase. Deci după ce aplic autobronzantul, nu am mirosul acela specific autobronzantelor instante. Ba mai mult are un miros, nu știu, de cocos sau de vanile, nu știu, în orice caz miroase foarte, foarte fain. Și când am folosit autobronzantul ăsta pentru prima dată, am rămas plăcut surprinsă, pentru că parcă n-am auzit pe internet în review-uri niciodată oamenii vorbind de miros. Are un miros foarte fresh. De ce prefer autobronzantul de la Loving Tan este pentru că au și varianta asta ultra dark. Eu am un ten mai măslin, eu niciodată nu ajung să fiu albă-albă, chiar dacă nu fac nimic. Dar tocmai pentru că am un ten măslin, îmi place că atunci când mă bronzez să obțin un bronz mai diferit, mai intens și să nu semăn cu felul în care arăt eu în mod normal. Vreau să am un look mai diferit. Îmi place că iau nuanța ultra dark și uitați cât sunt de neagră. Numai ce am aplicat aseară autobronzantul, deci sunt super, super neagră. Este foarte importantă și vreau să menționez de fiecare dată când vorbesc despre autobronzantul instant, este că se usucă instant. Se bronzează instant, dar se și usucă instant. De asta îmi place să lăsesc spuma sub formă de spumă. Îl aplici sub formă de spumă și se usucă instant. Deci nu trebuie să stai deloc după ce l-ai aplicat pe corp. Bronzul s-a uscat, te îmbraci și poți să te pui la somn sau să-ți continui activitățile tale, dar ferindu-te de apă. Deci este foarte tare și după ce au trecut cele 6 ore și faci duș ca să înlături stratul acela de protecție de culoare, bronzul tău, bronzul pe care l-ai obținut cu Loving Tan, este waterproof, deci poți să mergi la piscină, poți să te bronzezi, să stai la soare, poți să faci absolut tot ce vrei, poți să aplici SPF după aia, deci asta nu conține SPF, doar te bronzează. Dacă vrei să fii protejat de razele UV, trebuie să aplici protecție UV. Deci poți să mergi la piscină. Eu chiar am aplicat crema asta și nu am avut timp, deși este concepută să aștepți minim 6 ore înainte de duș. Nu am avut timp într-o zi și vreau să merg la piscină, eram destul de palidă și m-am dat cu autobronzant. După 2 ore, am avut doar 2 ore la dispoziție, am făcut duș și credeți-mă că deja eram bronzată. Bine, am folosit tot ultra dark și am mers la piscină și arătam foarte, foarte ok și chiar prietenele mele care m-au văzut o zi înainte au zis: wow, ce ai făcut, te-ai dus tu la solar, că eu nu merg niciodată la solar. Și da, deci în 2 ore m-am bronzat foarte tare, dar v-am zis, e ultra dark, cea pe care o folosesc eu. Pe măsură ce faci duș și trec zilele, doar folosind gel de duș și făcând baie în mod normal, se tot duce autobronzantul, iar dacă vrei să-l îndepărtezi mai rapid, folosești această mănușă de la Loving Tan cu săpun și poți să-l îndepărtezi rapid. Acum o să vă las să vedeți cum i-am aplicat autobronzantul, exact să vedeți cum funcționează treaba și revin. O să aplic autobronzantul folosind mănușa aceasta, iar pentru spate mă voi ajuta de ustensile asta. Iar pentru față și dosul palmelor și coate o să mă folosesc de pensula asta care e de fond de ten, dar o folosesc pentru autobronzant. Totodată, dacă nu sunteți deloc bronzate, așa mi se întâmplă și mie în general, acum este vară, dar în general iarna când trebuie să aplic autobronzantul, cărarea de la păr este foarte, foarte albă și eu sunt neagră de la autobronzant, atunci tot cu pensula asta aplic și pe cărare autobronzant și uneori am cărarea pe lateral, uneori am pe mijloc, așa că îmi fac cărarea în toate felurile și aplic peste tot autobronzant, ca întotdeauna să fiu ok și să nu am zone neuniforme pe corp. Așa că acum nu am nevoie să aplic pe cărare, dar o să aplic în rest pe corp și o să vă arăt cum procedez. E important prima oară scuturi,
sticla și pun autobronzantul. Și acum ce foarte, chiar este ultra dark, e cea mai intensă spumă bronzată pe care am folosit-o până acum, chiar e mult, mult mai intens decât alte autobronzate pe care le-am folosit. Revin doar după ce se usucă autobronzantul, după ce m-am dat pe tot corpul. Dacă mi se pare că pe mână e prea deschis, mai aplic autobronzant pe pensulă, dar de data asta am avut suficient autobronzant rămas pe mănușă și nu trebuie să mă folosesc de pensulă. Așa că da, cam atât sunt de neagră. Și ieri după masă, după ce am filmat cum i-am aplicat autobronzantul, a venit o prietena mine și m-a ajutat să-mi fac aceste cozi, de asta și schimbarea. E cam atât pentru clipul de astăzi, sper că v-am răspuns la toate întrebările, m-ați rugat foarte mult să mai fac un video de update pentru rutina mea de aplicare a autobronzantului instant. Vă las link-uri în descriere către toate produsele pe care le-am menționat și nu uitați, dacă vă cumpărați spuma autobronzantă, să introduceți codul AMINA pentru a primi o mănușă din această de aplicare autobronzantului gratuită. Dacă v-a plăcut clipul, vă invit să-mi dați un thumbs up și nu uitați să vă abonați canalului meu, postez clipuri noi în fiecare săptămână. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și că sunteți alături de mine. Până data viitoare, vă doresc o zi super!